În acest film, Saitu Pescar Mehedințean o să vă prezinte o montură prinzătoare. Această montură ne-a fost trimisă de către un fan de al nostru din Galați, mai exact de către domnul George. Acesta zice că prinde cu această montură tot felul de pești, crap, caras, plătică, orice, tot ce mișcă, așa. Și o montură simplă de făcut. Noi ne-am uitat un pic la ea, așa, de la pozele care ni s-au trimis. Și am ajuns la concluzia că nu e o montură rea și ne-am hotărât să vă prezentăm și dumneavoastră. Pentru a confecționa această montură, în primul rând o să aveți nevoie de un arculeț. Acest arculeț va fi confecționat din sârmă de galvan sau sârmă de cupru cu grosimea de 1 mm, 1 mm și ceva. Luați bucata de sârmă, îndoiți la capăt, cam la o distanță de 1 cm jumate. Îndoiți, așa, la aproape 180 de grade, ca să zic așa. Aveți grijă să o strângeți un pic cu patentul, dar să nu strangulați de tot. Deci, să vă rămână aici, uitați că trece iglița, de să vă rămână o porțiune așa deschisă prin care să puteți să treceți un fir, un nylon, așa. La capătul celălalt, la o distanță de aproximativ 4 cm, deci nu mai mult, puteți să încercați chiar mai puțin, 3,5-4, pe aici. Îndoiți din nou, aceeași manevră ca și în partea cealaltă. Deci o înduitură destul de strânsă, dar să vă rămână un mic spațiu pentru a trece un fir de acolo. Așa. Bun, în punctul ăsta, prindeți capătul ăsta în patent, cam la 6-7 mm. Bun, și începe să înfășurați sârma peste botul patentului, cât de strâns spiră peste spiră. Dați așa vreo 7-8 spire, eu știu, ceva de genul ăsta. Observați, nu? Se vede. Deci vă ajută patentul, faceți rapid spirala și vă iasă tot timpul la fel. Asta e partea cea mai frumoasă. Aveți grijă să țineți spirele una peste alta. Ei, că vă mai scapă acum câte una pe aici și acolo, nu e o problemă prea gravă. Bun, la final, când ați zis că ați dat destule spire, pur și simplu luați cu degetele arculețul și îl întindeți frumos așa. Uitați. În cazul că nu ajungeți chiar până jos, puteți să mai completați un pic așa și din mână, că nu e nicio problemă. Nu suntem la concurs de frumusețe. Bun. Tăiați excesul de sârmă și îl îndoiți pur și simplu peste capătul ăsta de aici. Deci vă orientați așa un pic. Faceți așa o chestie. Ceva de genul ăsta. Deci nici măcar nu trebuie să iasă prea frumos. Bun. Sper că se vede. Arculețul trebuie să fie cât de mic. Deci nu mare. Trebuie să fie ușor. Asta e ideea. Și să puteți lega fire și la un capăt și la altul. Deci, mă rog, fiecare îl face cum vrea. V-am arătat așa o metodă care o folosesc eu. Bun. În continuare o să vă trebuiască două cârlige. Am aici două cârlige. O să le vedeți și scot. Așa. Aceste cârlige, după cum v-am mai spus, la măturile pentru caras sau unde folosiți mămăligă sau biluțe de pâine cu mămăligă sau pufulesc, chiar e bine să aveți cârlige pe rotund, nu cârlige drepte, pentru că țin mai bine momeala. Așa, mărimea acestor cârlige, nu prea mai bat mărimile cum băteau altă dată pe vremuri, acum eu ce să vă zic, numărul 6, numărul 4, cam astea sunt numerele indicate așa. Bun, aceste cârlige vor fi legate cu fir textil. Bineînțeles, o să folosim cârlige cu paletă, o să folosim nodul pentru cârlige cu paletă, așa.
După ce ați legat cârligele, va trebui să le facem niște bucle la capăt. Va trebui ca lungimea forfacului să rămână cam la 3-4 cm, deci destul de scurtulețe. Așa. Deci faceți un nod simplu, faceți o buclă simplă. Eu folosesc în acest scop o igliță. Bun. După ce ați legat aceste două forface scurte, va trebui să legați arcul cu o bucată de nylon. Deci am aici un nylon. Prindeți în capătul de sus. Așa. Eu nu folosesc nodul unii. Deci trec firul prin buclă. Fac o buclă mare pe fir, așa. Trec apoi capătul prin bucla asta de câteva ori. 5-6 ori. Strâng ușor ca să se formeze nodul. Umezesc cu saliba. Și apoi nodul alunecă frumos acolo pe poziție. Bineînțeles, tăiem excesul de fir. Așa, firul ăsta la arculeț îl lăsați destul de lung. Deci trebuie lăsat la, eu știu, 25 de centimetri, să zic așa. Bun. După aia, cârligele astea vor fi trecute pur și simplu prin buclele rămase la capătul sârmei. Se prind simplu, trecând cârligul prin propria buclă, după ce bucla a fost trecută prin bucla de sârmă. Mă nimeresc. Așa. Bun. Aceasta e una. Și asta e a doua. Se prinde chiar aici de unde e legat și nylon. Așa. Deci așa arată montura în sine. Dar ca să o completăm, o să vă mai trebuiască un plumb. Acesta este un plumb cu lisant. Deci o să vă arăt cum se face montura completă. Pur și simplu, prin plumbul cu lisant treceți capătul liniei principale, introduceți apoi o biluță de cauciuc, se vede aici, așa, introduceți acolo pe fir, iar la sfârșit legați un vârtej. Așa, folosim bineînțeles același nod unii, ca și la arculeț. Sau puteți să folosiți ce nod doriți. Acum fiecare folosește nodul care îi convine. Eu m-am obișnuit cu ăsta și mi se pare că e un nod foarte bun și rezistent. Bun. Deci asta e pe linia principală, partea asta. Acum, montura asta prinzătoare poate fi atașată fie legând direct, folosind, de exemplu, în același nod ca și pe partea cealaltă a vârtejului, sau pur și simplu făcând o buclă mare prin care treceți capetele, treceți montura, cum vă convine acum, cum credeți că e mai bine. Eu o să fac o buclă mare, pentru că așa mi s-a recomandat. Deci o buclă mare de câțiva centimetri. Fac un nod răsucit de două ori. Așa. Trecem pur și simplu bucla asta prin vârtej. Iar apoi prin buclă trecem toată montura asta. Având grijă să nu agățăm afurisele de cărlige. Simplu. Bun. Și așa arată montura prinzătoare trimisă de domnul George. Prima ocazie vă spun că o să o încerc și eu pe baltă. El a zis că a folosit-o atât pe Dunăre cât și pe Prut și a dat rezultate foarte bune. A prins atât pește mare cât și pește mic cu ea, crab, caras, plătică, deci tot ce mișcă. Cam asta e, vă doresc fir întins, vizitați site-ul Pescar Mehedințean și nu uitați să vă abonați!